Vă mulțumesc pentru faptul că vă iertați că nu v-am răspuns. N-a fost posibil, eram ocupat. Dacă cu toți vorbesc, este imposibil să mai fac ceva. Referitor la acțiunile de astăzi, Procuratura Anticorupție a efectuat un șir de acțiuni de urmărire penală în instanța de judecată din țară și a efectuat unele percheziții la domicilii persoanelor. În total, în aceste acțiuni au fost implicați și ofițerii de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție și ofițerii de investigație din cadrul acestei instituții. Au fost vizați în total 20 de persoane, dintre care 16 judecători și 4 executori judecătorești. Procurorii anticorupție au reținut în total 18 persoane, dintre care 15 judecători și 3 executori judecătorești. Eu îmi cer scuze de la dumneavoastră că nu vă pot oferi careva detalii la moment, deoarece acțiunea de urmărire penală se desfășoară în continuare și sunt în imposibilitate să vă furnizez informații. Este o acțiune specifică și este necesar timp pentru realizarea ei cu succes. Probabil că acțiunea va dura și mâine, sper în a doua jumătate a zilei de mâine să facem o clarificare asupra circumstanțelor în legătură cu care facem toate acțiunile respective. Referitor la acțiunile întreprinse în privința judecătorului, vreau să menționez că au fost efectuate cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. În această dimineață, Procurorul General a adresat o sesizare în acest sens către Consiliul Superior al Magistraturii și ei au autorizat o parte din sesizările adresate de către Procurorul General. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Eu vă rog foarte mult să ne acordați timpul necesar pentru până mâine, să aveți răbdarea respectivă, să înțelegeți că nu este cazul să faceți speculații până să vă furnizez informații detaliate referitor la acțiunile pe care le-am întrebat. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc... De ce anume acum? De ce anume acum? Vă supărați mâine... Câte 3 ani se vorbește despre asta, de ce anume acum? Mâine despre... Din toate... Да, ну, я вижу, что против него косточки.